Subiectul anterior, vă spuneam, colega mea Sandra Stoicescu își botează fetița, au ajuns și prima pereche de nași. Să ascultăm declarația. Pregătiți pentru evenimente frumoase, fericite, pentru că sunt suficiente în viață și evenimente mai neplăcute și atunci trebuie să apreciem mai mult momentele deosebite și de bucurie într-o familie. Creștinarea unui copil e cea mai frumoasă. I-ați pregătit un cadou special finuței? În primul rând, toată dragostea noastră, toată prețuirea și promisiunea că vom fi alături de ea toată viața. Și restul cadourilor sunt convinsă toate frumoase din partea tuturor invitaților. Băieții unde sunt? Băieții sunt acasă, se pregătesc pentru nuntă, pentru că tot spunea Gabi că trebuie să ne pregătim, că trebuie să ne pregătim pentru nuntă. Deja i-au început și David și Zian au început, iau lecții de dans. Zian ia de la David, pentru că David este profesorul în dans al lui Zian. Ce sfaturi aveți pentru Sandra, care este la prima experiență de mămică și este atât de fericită și emoționată cum n-am văzut-o niciodată? Primul sfat este să se grăbească pentru că și să se pentru pregătească. Al doilea. Să se pregătească pentru al doilea copil. Și bineînțeles, bineînțeles. Să fie băiat al doilea copilaș. Sandra știe deja totul. S-a informat, a citit, a întrebat, nu mai are nevoie de sfaturi. Nu. Ne dă nouă, eventual ea. O întreb pe Gabi că știe și râde de mine. Vă spun în adevăr că eu am tot felul de ciudățenii, da, să fac un program. Deja. Deci nu există posibilitatea să nu se informeze un om. Doctorii. Care a lucrat toată viața cu informația. Și cu copilașii, să nu uităm că Sandra a ajutat sute de copilași, dacă nu și mai mulți. Și Dumnezeu ți-a oferit un dar special. Gabi la fel și Florin la fel. Ei nu se laudă, nici eu încerc să nu, doar că prin fundație uneori instituțional o faci. Dar ei au ajutat mii de copii. Dar noi ne-am așezat lângă o mașină. Nu știu dar de nu-i ce. Nimic. Biserica era, este aici. Era căruciorul copilașului. Nu. Da, așa. Este o biserică superbă. Este... Și mergem și mai îți dăm, dacă stai cu noi până la sfârșit, îți mai dăm după ca să putem începe. Mămica a ales și biserica. Deci s-a implicat 100% în acest eveniment și sunt convinsă că va fi desăvârșit. Și o felicit încă o dată din tot sufletul. Haideți să plecăm. Doamne ajută să înceapă slujba și apoi botezul. Doamne ajută să aveți mult noroc. Da, începe în scurtă vreme botezul la o biserică din centrul capitalei cu hramul Sfânta Parascheva. Micuța Sara Maria Francesca va fi creștinată în scurtă vreme și vom avea imagini de acolo. Vom reveni pe acest subiect în cadrul jurnalelor noastre.